În momentul ăsta, coreenii fac diferența între supică și mâncărică. Dacă o lăsăm așa cum e, ea devine supică. Dacă luăm lichid, devine mâncărică. Asta este secretul bucătăriei coreene. Bonjurică, bonjurică și bun găsit la Farfuria lui Exarhu, adică a mea. Vă salut în coreană și vă doresc să rămâneți alături de mine ca să aflați cum se face această aparentă mâncărică de pui cu tăiței și cu multe alte lucruri, cu un sos foarte bun, dar e mâncărică de toamnă. Vine din Coreea, unde e toamnă mai tot timpul, pentru că altfel nu se explică succesul acestei chestii. E o păturică pentru suflet și mai ales pentru minte. Rămâneți alături de mine ca să aflați cum se face Jimdak. Avem apă, avem valoare, avem puișor. Puteți să lucrați doar cu ciocănele dacă doriți. Sunt pui care produc doar ciocănele, din ce am înțeles, în ziua de azi. Nici nu-i mai învață să meargă. Și punem puiul în apă rece, usturoi, ceapa verde o tăiem așa. Și zicem, Doamne ajută, dăm drumul la foc și ne vedem peste 15 minute. Începem să lucrăm sosul pe care îl vom pune în supă, pentru că așa se gătește la Coreea. Avem niște sos de soia light, niște sos de soia asta negru, adică mai sărat. Un pic de ulei de susan, țacăr și mestecăm, gen. Mai punem și piper. Și amestecăm până când se dizolvă zahărul. Asta e tot ce avem de făcut. Puiul o să fiarbă, nu avem grijă lui. Și după ce a fiert, începem să integrăm sosul ăsta bun, cartofii, morcovii, noodle și, mă rog, cât de cât să avem o mâncărică. Dar rămâneți cu mine ca să aflați cum se face. În momentul ăsta, coreenii fac diferența între supică și mâncărică. Dacă o lăsăm așa cum e, ea devine supică. Dacă luăm lichid, devine mâncărică. Asta este secretul bucătăriei coreene. Luăm cam 250 de ml din lichid, mai mult, o cănuță. Și adăugăm sosul. Cum știm foarte bine, sosul grosul și arțăgosul din balada lui Toma Limoș, sărat, dulce. Din momentul ăsta mai lăsăm să fiarbă, dar la foc mai domol, cam 10 minute, mai vedem și noi. După care mai venim cu o serie de ingrediente, mai lăsăm puțin să fiarbă și după aia mâncărica sigur o să fie gata. Bună-i supa coreană. Doar că asta e mâncărică. Foarte bun. Și un pic mai mulți morcovi decât până acum. Și mai punem și cartofi. I-am adăugat și câteva boabe de piper. După cum vedeți, e chiar foarte frumoasă. Dar vă recomand să vă uitați de sus la ea. Nu dintr-o parte, așa că nu se vede la fel de bine. De sus se admiră foarte mult. E foarte, foarte frumoasă. Arată cam ca o pictură. Dar o să vedeți că o să vă plouă în gură dacă mirosiți sau gustați în timp ce faceți. Cam 10 minute cât să fiarbă legumele, dar să nu se facă zob. Vreau să le simțim când mușcăm din ele. Mai avem noodles, ăștia adăugăm la final. Și cam asta este mâncărica, pentru că după ce punem noodles, îi absorb toată supița și chiar se transformă în mâncărica. Ăsta este finalul. Avem multă ceapă verde la dispoziție ca să intrăm în atmosfera coreeană. Arată ca o pictură, mâncărica noastră, că e un fel de mâncărică, dar acum nu pare mâncărică, pare încă supică, dar o să devină mâncărică pentru că acești noodles vor umple practic oala. Dar o să-i pun doar în farfurie, să înțelegeți. Exact ca parmezanul, doar ca altceva. We are Siamese if you please. Puteți să vă jucați așa? Nu se rup. E foarfecă de noodles. Sunt. În Coreea se vând din asta pentru când ești în dificultate. Luăm un puiuț, că altfel nu-l putem numi, care e și foarte drăguț. În general, chestia asta se pune pe masă și toată lumea își ia cât îi trebuie, dar am zis aici să păstrăm totuși niște maniere cât de cât europene, așa că am să pun legumele, am să pun morcovii
Și acum punem ce este important. Zeama asta bună. Corenii se apucă și slobesc legumele în această supică și de aia devine mai densă și mai bună la sfârșit. Dacă puteți să faceți asta, e mult mai bine. Teoretic le fierbeți până când cade pe os, morcovii, cartofii și așa mai departe. Dar pe scurt, mai adăugăm un pic de ceapă verde, un pic de ardei iute și, în ultimul rând, un pic de susan. Și eu zic că arată foarte bine și mă bucur că ați rămas cu mine, că acum știți și voi cum se face această mâncărică de pui cu tot ce e mai bun în ea de la coreeni.